Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Vă mulțumim că ați, ca de fiecare dată, că ați ales postul Capital TV. Astăzi, în studioul electoral, avem plăcerea de a-l avea pe candidatul Partidului Național Liberal, organizația din Petrila, la funcția de primar al orașului Petrila, domnul Ilie Păducel. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit, vă salutăm cu deosebit respect și pe dumneavoastră și pe toți cei care ne privesc și ne ascultă. Da, domnule Păducel, haideți să continuăm discuția noastră. Astăzi profităm și de faptul că sunteți singuri și atunci întrebările vor fi mai multe și răspunsurile probabil vor veni pe măsură. În primul rând, v-aș întreba de la ultima dumneavoastră vizită aici, la Capital TV, ce probleme au mai fost prin Petrila legat de campanie? Că acum e la modă, cum spuneam și în alte emisiuni, e la modă chestia asta cu plângerile, cu tot felul, pe la Biroul Electoral Central, pe la nu știu pe unde. Aveți probleme, vorbim ca și candidat, ca și Da. organizație. Nu Plângeri ați avut? am avut probleme Înseamnă că la. ați fost cu minți. Nu am avut probleme nici la biroul de circumscripție orășenesc și nici de la nimeni. N-am avut plângeri, n-am avut reclamații, n-am avut sesizări. În schimb, vreau să vă spun dumneavoastră și cetățenilor din Petrila că am fost cu echipa mea în teren, în aproape toate zonele orașului, aproape toate zonele orașului și am constatat că 4 ani de zile a fost sau sunt zone din orașul Petrila unde actuala conducere a administrației locale din Petrila nici nu a ajuns. A fost acum 4 ani când au cerut votul cetățenilor, iar cetățenii mi-au spus, doar transmit ceea ce mi-au spus cetățenii, că nu a mai fost nimeni să-i întrebe nici de sănătate și nici de să se ocupe de rezolvarea problemelor din zonele respective. Nici măcar în campanie? Acum, când am fost eu, așa mi-au spus Deci n-au cetățenii, mai fost nici în probabil, campanie, măcar. probabil au ajuns după ce am fost eu, dar am preluat problemele cetățenilor, să știți că eu mi le-am notate toate problemele cetățenilor din fiecare zonă a orașului, le pot spune și chiar vă rog frumos să-mi permite să prezint câteva probleme foarte importante. Am fost în zona Străzii Minei, strada Cocoșului, Roșia, Prislop, practic nu s-a intervenit cu nimic și nu s-a făcut nimic în zona respectivă, la strada Cocoșului, Roșia și Vorbiți Prislop, de stradă sau de ce? strada, De reabilitare? în sensul strada a fost asfaltată cât am fost eu primar, nu s-a finalizat șanțurile, sunt șanțuri de necurățate, fără rigole, capacele la canalizare deplasate, sunt necesare niște scări pentru ca să urce cetățenii pe o pantă, pentru ca să nu circule pe carosabil, balustradă la cele scări, Am înțeles. canalizarea și multe alte probleme în Bun, zona respectivă și altă zonă. extindere la rețeaua de gaz. În zona Brăteanu mai sunt străduțe și locuințe, atenție, locuințe unde nu a ajuns sau nu s-au branșat cetățenii la gaz și trebuie să fie sprijiniți, iar altă Sprijiniți problemă, cu? sprijiniți în sensul să fie sprijiniți cu proiectul, cu cofinanțare, dacă este cazul, și sunt multe posibilități ale primăriei ca să sprijinim familiile sărace și familiile care încă nu sunt branșate la gaz în zona Brăteanu-Remete. În această zonă, cea mai importantă problemă este împrejmuirea cimitirului și curățenia în cimitir. Este șerpărie în cimitirul de la Brăteanu, balustradă și repararea scărilor de lângă Biserica Sfânta Varvara, repararea locurilor de joacă pentru copii din parcurile din zonă. De asemenea,
s-a sesizat faptul că sunt foarte mulți câini comunitari și la cimitirul din Lonea, și la cimitirul din Petit, la cimitirul nou de pe strada Mesteacănului. Sunt sesizări care, prin care am constatat că nu a fost primarul și viceprimarul în zona respectivă, respectiv la Balta de la Defor este foarte puțin, până când Balta nu, sau iasă și inundă casele din zona respectivă. Balta are pește. Bun, Balta are pește, dar Balta trebuie secată, Balta are o avea o instalație de desecare. Pe acolo e o problemă, domnule primar, da, cred că de ani de zile. De ani de zile, dar întotdeauna era monitorizată situația, era rezolvată problema și nu... Ajungea apa, da, până sus acolo pe drum. Da, ajungea apa până sus, dar nu... Și casele alea de acolo. Da, la casele de acolo. Cine le-a fi dat autorizație să facă lângă casele Balta? Acelea au fost întotdeauna acolo, dinainte de a se forma Balta, domnul Bran. Aha. Unele case au fost demolate, a fost casă care s-a demolat și s-au dat era bani, chiar, da, au fost despăgubiți cetățenii de acolo, acolo, dar unii au încă terenul în proprietate personală și, case, și nu acolo are sau nu este motiv de a se extinde Balta în continuare, să, pentru că constituie până la urmă un pericol de a se inunda cartierul Muncii și Eminescu. E altă problemă. Oi, da, cartierul este... inundația cartierului pericol mare, că am scris, da, și exact, noi la ZVJ, exact, da. Dar problema cu acele case, dacă ai primit toată, deci bani, în toate zonele orașului, nu mai stai acolo, te, da, muți. În toate zonele orașului sunt încă probleme foarte multe ale cetățenilor nerezolvate. De exemplu, s-a început timid asfaltarea zonei Moliviș, s-a oprit. S-a început, sau mai bine spus, s-a intervenit pe strada de la Biserica din Cimpa, s-a lăsat vraiște și este spartă și strada respectivă și nici măcar o lopată de asfalt nu s-a turnat în zona Birăoni. În zona Birăoni. Înțeles, în Birăoni. Da. La strada de la Moliviș, biserică, parcă era asfaltată. Era asfaltată strada de la biserică, da, acum s-a spart, probabil pentru reabilitarea rețelei de apă, de, da, apă, și, dar nu s-a mai refăcut. Este într-o situație destul de rea și în zona respectivă. Deci sunt foarte multe probleme mai, în, mai spuneți, în oraș. Mai aveți cartiere, de, mai spuneți. Da, e, în Jieț, la căminul din Jieț, sunt necesare parcări și avem soluție pentru amenajarea parcărilor la, și la Jieț. Pentru, la Jieț, Cimpa, Taia, Răscoala și așa mai departe, sunt necesare, sau este necesară extinderea rețelelor de gaz, mai ales în situația de acum, când sunt fonduri europene, inclusiv pentru, da, branșamentele, da, la rețelele de gaz. Am un pliant găsit prin redacție vechi, din aprilie 2000, deci de acum 20 de ani. Și scrie acolo un pliant câte, doar câteva dintre realizările pe care primarul, care erați dumneavoastră, le-a făcut pentru orașul tău în perioada iulie 96-aprilie 2000. Tot vorbeați de gaz și mai spuneau unii că n-ați făcut mare lucru. Dar eu văd aici așa scris, 8.000, deci asta doar în intervalul ăla, 8.300 metri liniari de rețele exterioare pentru gazul metan. Da, am reușit pentru prima dată, da, pentru prima dată și după multe insistențe și multe drumuri făcute la București, să aducem gazul în Petrila, să amenajăm SRM-ul lângă școala numărul 6, să ducem gazul până la cap de linie Lonea, inclusiv pentru prima dată a fost, am făcut parteneriat cu Consiliul Județean și EON Gaz Târgu Mureș și am băgat gazul, s-am adus gazul în Brăteanu și Remete. Aici știți că cu gazul în Valea Jurei era o întreagă poveste. Da. Era pe lumea buteliilor, da, buteliile veneau încărcate pe jumătate, plătea omul de se rupea
butelia, se ducea, punea, nu ajungea nicio lună. Cu rețelele de gaz în Petrila eu pot să spun că am realizat două lucruri. Am dat posibilitatea să creștem gradul de confort și civilizație în Petrila și am realizat depoluarea orașului. Mai ales că aveam centralele pe cărbune. În orașul Petrila, dacă 100% cetățenii își amintesc că ningea cu funingine. Bun. Așa, și s-a realizat acest, da, această investiție. Bine, mie îmi pare rău că nu s-a realizat altcumva, sincer. Să se mențină și mineritul, să se depuleze, dar bineînțeles. Să meargă centralizarea asta termică. Instalațiile, da, de termoficare sau termoficarea integrat, toate primăriile și toată lumea să aibă, da, astăzi căldură în casă mai, da, gratuit, mai, a fost mai gratuit, mai promisiuni ale guvernelor anterioare sau guvernelor de la timpul respectiv, inclusiv a Consiliului Județean pentru sistem de încălzire centralizată pentru toată Valea Jiului, în ideea păstrării mineritului, dar din păcate a fost doar promisiuni și nu s-a, da, realizat nimic. Și cred că va fi în continuare un proiect care la va noi, fi implementat. Eu am mare garanție și deja putem veni că să nu mai doar să promitem cetățenilor, măcar de acum înainte, pentru că o spun treaba asta că 100% nu vor mai fi doar promisiuni, pentru că guvernul nostru, cu toate că este la guvernare de o perioadă scurtă de timp, ce a promis cetățenilor a și făcut. Era tânăr aici, am văzut. Da. Uitați, le arăt și la telespectatori cum arăta un pliant acum 20 de ani. Da? Și vreau să vă spun că, apropo de ce a spus domnul primar, că de asta mi-a venit să-l arăt, cu promisiunile, nu scrie pe el nimic ce veți face. Adică n-ați promis nimic. Scrie doar ce ați făcut. Asta aviz celor care fac campania astăzi sau care vor face peste 4 ani. Iată, în pliant nu spune vom face nu știu ce, nu știu cum. Doar ce s-a făcut. O să vă citesc poate mai încolo și ce a făcut. Și aici scrie la ce urmează, foarte scurt. Scrie etapa a doua de montaj și branșamente la rețeaua de gaz, amenajarea drumului de legătură DN66 DN7, care nu s-a făcut în veci. S-a lucrat la el tot pe timpul, da, când a fost păducel primar și s-a oprit din cauza că firma a intrat în insolvență este proces în derulare, dar am satisfacția că s-au început lucrările de amenajare și modernizare a DN7A și nu o să ne lăsăm și în continuare, da, pentru că este un obiectiv de până la urmă strategic. Bun, și aici foarte frumos sună iarăși o idee mișto, zic eu. Ne așteaptă zile mai bune. Poate fi o întrebare sau o hotărâre. Știi că a venit momentul să iei o decizie, atunci privește puțin în urmă și gândește-te la viitor. Ai fost primit cu ușa deschisă în audiență, ai depus o cerere și ți s-a aprobat, ai apelat la un om, te-a ajutat, cineva te-a înțeles când ți-a fost mai greu. Și zice, nu a promis, dar a realizat. Pentru Petrilei și vecinilor din Cim, Palonia, Răscoala, Taia, Jieț, pentru copiii tineri și bătrânii noștri, pentru cei fericiți și cei nepăstuiți, pentru cei mai tari și cei mai slabi, pentru femei și bărbați, pentru voi, pentru oameni. Sună ca o poezie pe aici, dar vreau să vă spun că o altfel de campanie, da, se făcea atunci, acum 20 de ani, și cred că era mai corectă pe undeva. Nu mari promisiuni. În ceea ce mă privește, domnul Bran, în ceea ce mă privește întotdeauna, nu am ieșit în fața cetățenilor cu probleme nerealizabile, cu promisiuni nerealizabile. Le-am urmărit obiectivele trecute ca obiective pentru perioada următoare, le-am urmărit împreună cu echipa mea îndeaproape și, bineînțeles, le-am finalizat și am putut la campania următoare să mă prezint cu fruntea sus și să arăt cetățenilor că am făcut mai mult decât am trecut în acel pliant. Și în acest sens v-aș ruga să-mi permiteți să... Dar vreau să continuăm, că v-ați oprit la gazul metan. Da, bineînțeles. Hai să continuăm. Și la aia... gazul metan, la, da, gazul metan vreau să vă spun și dumneavoastră și cetățenilor că avem în perioada, pentru perioada următoare,
Cel mai important obiectiv al nostru din perioada următorilor 4 ani este extinderea rețelelor de gaz până la limita de proprietate și avem posibilitate inclusiv branșamentele să le facem în localitățile Jieț, Cimpa, Taia, Răscoala, Tirici, Dobreș, Pop și așa mai departe. Dacă s-a putut în 2000, mă gândesc că se va putea mai ales acum, când avem lege, când sunt bani europeni, ați auzit și dumneavoastră că ați fost la conferința de presă a Ministrului Fondurilor Europene, ați auzit că voi fi susținut cu fonduri europene pentru că a apreciat ministrul și s-a documentat că am folosit banii europeni și vreau să fac următoarea precizare pentru cei care nu și-aduc aminte și pentru cetățeni. În perioada 96 și până în 2007, când am aderat la Uniunea Europeană, obiectivele și realizările mele și ale echipei mele în orașul Petrila s-au realizat, s-au făcut pe banii bugetului local și bani guvernamentali, pentru că n-au fost bani europeni. Au fost într-adevăr și alte proiecte și programe ale guvernelor, de exemplu FRDS-ul, pe care am realizat aproximativ 30 de șarpante la blocurile de locuințe. Majoritatea blocurilor de locuințe și din Petrila ca și din alte orașe erau cu terasă. Deci fără șarpantă și ploua ca afară în apartamentele, mai ales de la etajul 4. Vreau să vă spun acum, m-am uitat într-o zi, eram pe digul de pe Jiu de Est și m-am dus într-o plimbare cu o doamnă care avea ceva probleme pe acolo. Acum vreo, nu știu, două luni, cred că era chestia asta. Și se văd în depărtare blocuri. Nu mai sunt. Dar blocurile, vreau să vă spun că niște acoperișuri care se vede clar cum stau să cadă. Deci țiglele alea probabil la o furtună o să cadă în cap la oameni. Acestea sunt blocurile din cartierul Sahia și Tudor Vladimirescu, pentru care avem sau sunt cuprinse în programul nostru din următorii ani și dacă ați deschis discuția de aceste blocuri, important și foarte, foarte benefic pentru cetățeni este următorul aspect. Toate blocurile care vor fi reabilitate pe bani europeni, pentru că bugetul local nu ne mai permite, contribuția cetățenilor pentru lucrările de reabilitare a blocurilor de locuințe s-a redus prin hotărâre de guvern la jumătate. Deci cu 50% este mai mică sau va fi mai mică contribuția cetățenilor și a primăriilor. Este o treabă foarte, foarte bună, mai ales în situația când Că e bună. În general, cam 4.000 și ceva de lei, parcă te rețin că plăteau la Petroșani, ceva pe acolo. Da. Și acum, deci, o să fie un avantaj mare și pentru cetățenii care cărora li s-a făcut acum reabilitarea la câteva blocuri din Petrila. Chiar întrebam cetățenii de la blocul 30 de pe strada Minei, i-am întrebat cât costă, cât vă revine să plătiți, nu știm, domnul primar, dar în orice caz ne-a spus că valoarea totală a investiției este undeva la 14,8 miliarde de lei. Deci, dar pe vremea noastră s-au făcut blocuri. S-au făcut foarte multe oameni. Blocuri. Mai țineți minte? Da, au plătit începând de la 15 milioane până undeva la 30, depinde și de spațiul, deci, iată, acum suprafața spațiului locativ. Bun, s-a scumpit materialele, s-a scumpit... Probabil că se ajunge iară pe la 15-20-25 milioane. Dar cu această măsură luată de Guvernul României, prin reducerea cu 50% a contribuției pentru cetățeni și pentru primărie, este o mare, mare, un mare, mare avantaj. Și de aceea eu zic că ne vom ține de cuvânt să reabilităm încă 40 de blocuri în perioada următoare și prioritate vor avea cele care dumneavoastră le-a spus. Deci 40 a spus? Da. Să nu spuneți peste 4 ani că a spus numai 2. Dar uitați aici, este prins în pliantul actual. Dar să nu spuneți peste 4 ani. Nu, spun pentru că aduc aminte cetățenilor că am făcut reabilitări de blocuri în orașul Petrila, cele mai multe. Câte blocuri aveți în Petrila? Test. Cam 200.
cam 200 de blocuri avem în Petrila. Și câte sunt reabilitate până la ora asta? Eu aveam reabilitate unde, peste 50 de blocuri în perioada cât am fost primar, după ce s-a lansat ordonanța 18 a Guvernului privind posibilitatea reabilitării blocurilor de locuințe, am constituit asociațiile de proprietari, pentru că știți cât de greu se... Câte asociații ați făcut? Erau la un moment dat vreo 15 asociații asta în orașul Petrila. Am mai vorbit, de fapt. Da, am mai vorbit și... 15 e record. Exact. Dar mai trebuie. Deci se pot și afilia locatarii din blocurile respective la asociații, deci este o structură, dar aveam, important este că aveam în primărie un compartiment care îndruma și sprijinea asociațiile de proprietari în ceea ce privește scrierea proiectului de reabilitare și urmărirea lucrărilor. Și acum ce să înțeleg? Cum va mai fi pe viitor dacă veniți să zic la primărie și oamenii vor să vă voteze pe 27 septembrie, refaceți compartimentul respectiv 100%. Și să țineți iar 8 oameni să doarmă acolo? Sau le veți spune, tati, asociație, proiecte, nu va dormi nimeni, adică și n-am avut 8 oameni, am avut 2 oameni. Așa. Care ținea legătura cu asociațiile. Eu personal am ajuns la foarte multe întâlniri cu cetățenii pentru constituirea asociațiilor de proprietari, că le făceam democratic. Nu, deci 2 oameni. Da, 2 oameni, da, 2 oameni, un economist și un jurist. Și așa. Doi oameni ar face față la un volum așa de, acum trebuie da, să bate, pentru că nu așa de mare de muncă? Doar pentru constituire și sprijinirea scrierii proiectelor și pe urmă urmărirea lucrărilor de reabilitare se făcea prin alt compartiment și direcția, practic de direcția tehnică a orașului. Aici o să vorbim, să zicem, de un volum foarte mare. De un set de 10 blocuri odată. Da, deci, bineînțeles. După aia vine al doilea, al exact. Treilea. Deci da. Totuși, cred că doi oameni o să fie cam puțin. Și am reușit în perioada respectivă să reabilităm 200 de apartamente, 3 blocuri de locuințe din orașul Petrila cu virgulă, contribuție zero de la populație, prin CNI. Bun, domn primar, alte probleme că aveți acolo, ca să nu trecem de capitol, probleme care vi le-au spus oamenii. Probleme care mi le-au spus oamenii. Da. Ați ajuns la... S-a reclamat că este, nu, în al oraș, în Omate, da? Că este prețul foarte mare la parcările din oraș, iar practic s-au dat unele pe ochi frumoși și pe bază de nepotisme, așa. Aveți aici exemple sau nu? Păi eu am exemple, dar nu le fac publice pentru că nu vreau să aibă cetățenii. Dar ar trebui să ajungă totuși și la primăria, da. La cine e în funcție acum, dacă aveți să le trimite, să le dați, să se rezolve. Dar bineînțeles că o să le trimit în scris celor din administrația locală care sunt acum la primăria orașului Petrila. Se sesizează faptul că sunt foarte multe blocuri care au foarte multă mizerie la subsolurile blocurilor. Le aduc aminte cetățenilor că aveam două, la un moment dat, 4 echipe de curățat subsoluri fără contribuția cetățenilor, prin programele tot așa guvernamentale și regionale care erau la timpul respectiv, trebuie curățate și reparate instalațiile la subsoluri. Cred și câte o dezinfecție. Da, bineînțeles, mai ales în situația acum cu țânțarii, cu șobolanii, exact, așa. Deratizări. În zona Birăoni este, așa cum am spus, necesar în primul rând rețelele de gaz și extinderea rețelelor de gaz și asfalt în tot ca zona Birăoniului, începând de la podul de la Ancău până la intrarea în Birăoni, la moară, cum îi zicem noi, se știe toată lumea, așa, spre fosta mina 1 din la familia Șerban și sunt acolo 4-5 familii, de la familia Spoială pe lângă Jiu, ulițele din Birăoni de la biserică în sus și așa mai departe. Nu în ultimul rând sunt probleme și sesizări în ceea ce privește modul cum au fost împărțite și date spre administrare și spre folosire pășunile alpine. A fost și într-o emisiune un cetățean care a sesizat mai mult nereguli, sunt destul de mari nereguli în acest domeniu și probabil se va ajunge inclusiv la plângerii
penale în, din acest punct de vedere. Adică ce vreți să spuneți? Deci tot așa s-au dat cu încredințare directă, s-a luat de la unul jumătate, s-a dat la altul pentru că a fost rudă sau nepot sau neam și așa mai departe. Cine putea să fă, cine făcea treaba asta? Doar ce instituție făcea? Vasilică făcea treaba asta. Pe ce vă bazați? Aveți pe ceea ce, pe ceea ce spus cetățenii. Gravă. Da, nu știu cât e de gravă, dar eu zic că nu e gravă, este foarte gravă. Este foarte gravă și realitatea din teren atestă acest lucru. Bun, o să vedem o rezolvare, adică mă gândesc că până la urmă va fi... Da, va face eu vreau să... Așa cum spuneți. Ce mai vreau să vă întreb, uite, am primit un mesaj foarte... Vă rog. Foarte haios un pic. Poate un pic dur, poate un pic răutăcios. Vă treabă cineva din Petrila, dar de ce acum le-ați văzut toate astea când ați fost consilier, de ce nu le-ați văzut și de ce nu le-ați pus în Consiliul Local? Pentru că este foarte bună întrebarea și pe mine mă avantajează, pentru că aș ruga pe domnul respectiv, pe concetățeanul Vasile meu din Petrila, să fie sănătos, domnul Vasile cu toată familia. Eu vreau să-i amintesc că de fiecare dată consilierii PNL au făcut o poziție constructivă, dar din păcate nu am avut majoritatea, noi am fost... Și le spuneați chestiunile astea și în Consiliul Local? Dar bineînțeles, pentru că le aduceam problemele cetățenilor. Un exemplu vă dau. S-a amenajat, să zic așa, sau Pârâul Moșici, când se făceau lucrările sau când au fost, după finalizarea lucrărilor de... asigurarea malurilor la Pârâul Moșici, un coleg de-al meu care este din zonă și are control, să zic așa, mai îndeaproape în zona respectivă, a ridicat problema în Consiliul Local că este o lucrare făcută de mântuială și acum se poate vedea că malurile pârâului sunt proptite, să zic așa, cu bile de lemn pentru ca să nu cadă în pârâu. Adică un fel de improvizație. Improvizație. Deci noi am sesizat de foarte multe ori aspectele din oraș pentru că ni le spuneau oamenii, pentru că unii dintre cetățeni au și participat. Canalul Ludului, de exemplu. Da. O parte a rămas făcut, o parte e nefăcut. Încă nu e finalizată. Doamne ferește de o ploaie, de ceva mai... Da, încă nu e finalizată curățirea și ei... Tot așa au rămas. Da, păi chiar alaltă ieri am trecut acolo și aproape de deversarea în... În Jiu, se promitea și s-a lucrat pe canalul Ludului, dar nu este finalizată lucrarea nici pe canalul Ludului. S-a afirmat că s-a ocupat de regularizarea pârâului Coltești, și eu când am fost primar am lucrat pe pârâul Coltești, a lucrat în aval de zona respectivă, s-a făcut lucrarea, este bine ce s-a făcut, dar este foarte rău unde s-au făcut lucrări de mântuială. De exemplu, pe drumul de centură, calitatea asfaltului și multe, multe alte zone, iar prin faptul că supărarea noastră, a mea și a colegilor mei, este foarte mare pentru faptul că s-a vândut tot ce s-a putut din oraș, dacă este vorba de spații și așa mai departe, și nu putem să uităm și nu să știe, da, inclusiv acum preocuparea de bază este să se vândă sala de sport. 2000 de lei. Dar eu vreau să spun cetățenilor care sunt obiectivele principale ale noastre pentru perioada următoare. Am spus de extinderea rețelelor de gaz, de reabilitarea blocurilor. Vreau să înființăm din nou societatea Consiliului Local cu sector de construcții și instalații, cu sector de sere, cu sector pentru întreținerea aleelor, trotuarelor, locurilor de joacă pentru copii și parcărilor. Această societate a avut la un moment dat un număr de peste 160 de locuri de muncă, 100 s-au desființat. Hai să ne oprim un pic aici. Chiar vă rog. Haideți să mai vorbim un pic, să le explicăm oamenilor, că mereu ați fost acuzat și cred că e a doua oară când revin la asta, dar poate nu s-a înțeles. Ați fost acuzat că au fost două societăți de gospodărie și că pe ambele le-ați dus în cap, adică au dat faliment. Explicați petrilenilor, care e adevărul cu astea două, adică din punctul nostru de vedere? Da, societatea Consiliului Local era în mare măsură finanțată din bugetul local. Da. Societatea respectivă făcea și alte lucrări pentru terți. Dar, bineînțeles că nu a avut
S-au avut și perioade când situația financiară, economico-financiară a fost mai slabă și datorită bugetului local și datorită modului de colectarea taxelor și colectarea taxelor a managementului societății, al noastre măsuri de schimbare a conducătorilor. Dar a fost, de exemplu, pentru ultima soluție sau pentru ultima societate care zice că am băgat-o în faliment și am adus-o la sapă de lemn, mă exprim mai plastic și popular, s-a făcut un program de redresare, s-a ajuns, mai erau vreo câteva luni până se îndeplinea toate condițiile să iasă din insolvență și pe urmă s-a... N-a mai fost primar și s-a înființat o nouă societate. S-a decis înființarea unei noi societăți. Noi societăți, care acum spune că este rentabilă, dar este rentabilă prin măsura care s-a luat de a dispărea 100 de locuri de muncă, de a ajunge la situația când serele de la această societate din Lonea, care producea flori, care acum au fost cumpărate din altă localitate din județ pentru deci a fi... Deci am luat pe pere, am dat pe mere. Exact. Când actuala incintă de la Lonea este plină de utilaje, tot așa, pe butuci, care putea să fie întreținute, reparate și să nu fie achiziționate alte utilaje pe un împrumut al primăriei de peste 100 de miliarde. Și uitați, așa stau lucrurile. Câți oameni erau angajați la societatea asta? Peste 160 de suflete. Deci era un mare angajator al Petrilei. Da, bineînțeles, unul dintre cei mai mari angajatori ai Petrilei. Și vrem acum să facem o societate cu cel puțin 200 de oameni, cu cel puțin 200 de oameni, dar mai bine plătiți, cu salarii mai mari. Da, asta presupune să fie curată. Adică să nu intrați iar în faliment și cu asta. Deci, eu zic că avem, un pic cu cap. Avem adică soluții, iar pentru problematica pe care ne-am propus-o pentru această societate, eu zic că vor fi lucrări care pot fi finanțate din bugetul local sau din bugetul județean. Din de bugetul exemplu, județean. Pe societatea asta s-ar putea face lucrări la reabilitare de blocuri? Da, s-a nu lucrat. Știu că s-a mai lucrat. Exact. S-ar putea vă aduceți acum? Aminte că... Deci trebuie să... Legislația vă mai permite treaba deci, asta? Deci nu știu dacă nu permite, dar eu m-am întrebat și am întrebat și în Consiliul Local. De ce nu faceți cu societatea noastră reabilitări de blocuri? Că este incompatibilitate. Nu știu dacă este sau conflict dacă de interese sau așa mai departe. Nu se poate, de asta vă întreb. Bun, o să vedem și cu legislația, pentru că și legislația este făcută de oameni și legislația și avantajul meu ca și primar ar fi pentru orice problemă a cetățenilor din Petrila, pentru orice investiție din Petrila, că vom avea 100% Consiliul Județean de partea noastră și președintele David va fi și este unul dintre cei care ne sprijină necondiționat și cu toată forța și priceperea dumnealui. De asemenea, Guvernul României a și declarat public și cu siguranță va fi de partea noastră și nu în ultima instanță, inclusiv președintele României care a adus nu numai pentru Petrila sau Valea Jiului, pentru toată România a adus fonduri europene, dar trebuie noi, la rândul nostru... A negociat. Nostru, da, bun, a negociat și a... Oricum primea România ceva cu orice președinte da, era. Dar meritul este că a negociat o sumă da, destul de bună. De bună. Și mult mai mare decât acum... Atribuția noastră este să scriem proiecte viabile, să scriem proiecte care... pot să, prin care putem să atragem bani europeni, iar banii din fondurile județene sau și din bugetul local, pentru că este destul de auster, pentru că nu mai avem societăți care să plătească taxe și impozite sau cotele defalcate din impozitul pe venit, că nu mai avem mulți salariați în unitățile de pe raza orașului, și atunci trebuie să ne axăm în principal pe accesarea fondurilor europene pentru tot ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea orașului Petrila. Populația activă, cam câtă mai aveți în Petrila?
Deci, undeva la 2500 de locuri de muncă, cetățeni care lucrează. 2500 de cetățeni care Da. lucrează. Și cam câți pensionari sunt în Peste Petrila? 5000. Deci, practic, un om care lucrează în Petrila susține doi pensionari. Da. Rău s-a ajuns. Da, pentru că s-au închis patru unități miniere, a fost la un moment dat patru unități miniere și preparația, a fost fabrica de mobilă, dar fabrica de mobilă s-a închis atunci, imediat după anul 90, deci a fost o Câte locuri economie. s-au creat de muncă în S-au ultimii ani? creat destul de multe, dar majoritatea s-au creat prin firmele mari ale orașului Petrila. Când eram primar, de exemplu, Bă, dar acum, în Simaps, ultimii ani, adică se promitea în campania trecută 2-3 mii de locuri de muncă. 2000, nu 3000, 2000 de locuri 2000. de Se muncă, promitea și s-au creat măcar 500. sau nu, nici pe departe, dacă s-au creat 100 de locuri de muncă, că Bine, mai nou, acum circulă să versiunea, știți, păi n-am mai creat că nici nu există forță calificată, că vin nu, la primărie nu există. să întrebe cei care au firme dacă nu există cumva o forță calificată și că ăsta ar fi un motiv pentru care nu s-au creat locuri de muncă. Peste 40 de tineri și Cât de cetățeni valabilă e treaba asta? din Petrila, numai puțin, peste în jur de 40 de tineri și cetățeni ai Petrilei au făcut proiecte și programe prin care au angajat 3, 4, 5 angajați sau cetățeni. Este un lucru foarte bun și îi felicit și le mulțumesc, dar societățile mari care s-au înființat pe timpul cât am fost primar au programe și proiecte de dezvoltare, trei dintre ele, Simaus Romul, Loventalul, Mihanțala, Nu, Petrila nu mai Sud. ziceți nume, vă rog. Da, Că sunt după aia. petrileni, da, și eu mă mândresc cu ei, dacă Și este, eu toată stima, da, dar nu știți am cum e înțeles, cu sunt legea firme, asta. am înțeles, sunt firme din Petrila care au accesat fonduri europene pentru dezvoltare și chiar le mulțumesc și cu siguranță aceste fonduri înseamnă automat locuri de muncă. Nu, Iar dar dacă să spuneți dacă e valabilă treaba asta. Acum așa se nu este, vehiculează da? că și de asta nu s-au deschis noi locuri de muncă, pentru că au fost firme care au venit și au căutat persoane calificate într-un domeniu sau altul și Petrila nu are și atunci respectivii n-au mai venit. Da. E adevărată Unul dintre motivele principale pentru care nu s-a versiunea asta? creat locuri de muncă în orașul Petrila, inclusiv de anulare a proiectului, de revocare a proiectului de hotărâre privind înființarea acelei hale pentru investitori, motivul principal este că actuala administrație s-a preocupat asidu de a duce forța de muncă prin firmele lor în străinătate la muncă, în Adică Germania, cum? în Italia. Adică Adică, cei care da, administrează orașul, la adică ei vă domnul recomandă. consilier Ionescu, de la primăria, din Consiliul Local al orașului Petrila, are de ani de zile firmă de transport al cetățenilor din Petrila. Bineînțeles, cetățenii Bine, omul plătesc. are legal. Da, legal. Și atunci eu, ca și candidat de primar, mă angajez să creez locuri de muncă în oraș și tu, colegul meu de partid, ieși și duci în străinătate la muncă. Acum oamenii, dacă cred că e mai bine acolo, că nu-i obligă nimeni. Bun, nu ne obligă Nu nimeni, obligă dar atunci nimeni. nu te-a angajat, ceea ce nu poți să faci, Adică nu nu te-a angajat. promite, Nu promite, nu te, asta e nu altă promite. Păi poveste. da, e foarte grav. Sunt... Pentru că omul, până la urmă, își face treaba lui, Dar afacerea lui. bineînțeles, Oamenii, iară, nu pleacă cu foarte mulți forța. oameni care au lucrat în străinătate sau care s-au dus în străinătate nu s-au dus de plăcere sau ca să se plimbe, au muncit, mulți sau foarte mulți dintre ei au venit și și-au construit case, și-au întemeiat familii, și-au construit case în localitățile din orașul Petrila, localitățile aparținătoare, case foarte frumoase, vedeam și ieri și în Cimpa, și în Jieț, și în Taia, și așa mai departe. Și de aceea eu n-am decât să le mulțumesc la acești oameni că nu au stat ca altă dată la mila unora ca să dea locuri de muncă. Într-adevăr, noi dacă ne gândim că vom crea locuri de muncă, ne gândim și să asigurăm și salarii mai mari
pentru cetățenii care se vor angaja la, de exemplu, la societatea Consiliului Local. În funcție de calificare a fiecare. În funcție de calificare, în funcție de volumul de muncă, în funcție de productivitatea. Bun, vedeți că mai avem 10 minute din emisiune, da. Să împărțim așa, să le împărțim cum trebuie. Uite, 3 minute vă las să le transmiteți cetățenilor, petrilenilor dragi, cum vă place să le spuneți. Un mesaj. Ce vreți dumneavoastră? 3 minute. Vă uitați acolo în cameră. Da. Pentru că ne mai despart câteva zile până în data de, până la data de 27, când cetățenii trebuie să se prezinte sau îi rog să se prezinte la vot, eu le adresez rugămintea în modul cel mai respectos să își aducă aminte de ceea ce a făcut Păducel cu echipa sau cu colegii lui în orașul Petrila pentru cetățeni și împreună cu cetățenii, să meargă la vot, să voteze candidatul Partidului Național Liberal Păducel Ilie și consilierii Partidului Național Liberal, să voteze candidatul Consiliului Județean pe Adrian David, pentru că vom, vă asigur că vom rezolva problemele fără a face promisiuni neacoperite, promisiuni nefondate, promisiuni cu care să, sau care să ne dea posibilitatea să nu ne putem uita în ochii dumneavoastră. V-am respectat întotdeauna, vă voi respecta și în continuare și vă rog frumos să fiți alături de noi. Vă mulțumesc! Da, să revenim la discuție cât mai avem timp și mă uit pe pliantul ăsta. Vă rog. Că el am început, cu el terminăm. Scrie aici așa, la activități culturale sportive, la realizările, repet, între 96-2000 ani. Sărbătorirea 505 ani de la prima atestare orașului Petrila. Acum, anul ăsta, deci dacă atunci era acum 20 de ani, ar veni 525 de ani. Da, este. Se face ceva? Cineva ați auzit ceva? Nu am auzit. Bine, acum bine, e și, și pe aia am vrut să zic, e și o perioadă din asta mai anul trecut, grea de organizat, nu? Bun, după aia văd Cristal de Arminde, mai există? Festival ce era? Era festivalul, da. Cristal de Arminde, era festivalul Dan Cocor, memorialul Gicu Popa. Gicu Popa. Sunt acțiuni culturale care se pot face și cu siguranță le vom face, mai ales că avem posibilități. Dar anul trecut s-au făcut, ca acum nu, e pandemie. Nu, nu. Sau acum 2 ani, nu, sau acum 3 nu, ani. Nu, nu, nu s-au făcut, dar sunt posibilități, mai ales că avem și în localitățile aparținătoare Cimpa și Jieț, avem cămine culturale reabilitate, la Jieț cămin cultural nou, cum Casa de Cultură. Primar, în afară de nunți, că se organizează nunți pe acolo, mă gândesc, cum sunt ele valorificate, aceste cămine culturale? Repet, și a spus-o și noastră, toate reabilitate și cu bani deloc puțini. Adică mai vine un ban la bugetul local, se fac acolo, știu eu, ceva acțiuni ca oamenii tineri, mai ales din Petrila, care și așa nu prea au ce să facă prea mult, să se ducă să se distreze, să... Și nu vorbim neapărat de anul ăsta, repet, că e pandemie și există scuză. Anul trecut, acum 2 ani. Da. Cum sunt valorificate? În primul rând, vreau să vă spun, de exemplu, căminul cultural de la Jie și Cimpa, cred că nu era sâmbătă și duminică care să nu fie ocupate de nunți, botezuri, onomastice, din păcate și pomenii, din păcate și alte evenimente nedorite pentru ale tineri, cetățenilor, acțiuni pentru tineri, organizate pe trece, de primărie, da, sau de comunitate, mai se fac? Da. S-a făcut balul tinerilor, s-a făcut nedei. Când? În incintele în urmă cu 4 ani. Da, vorbesc acum un an, bun, doi. Nu s-au mai făcut pentru că nu a fost preocupare. Probabil sau 100% se făceau anul acesta că eram în precampanie, dar nu ne-a dat voie pandemia. Casa de Cultură. Casa de Cultură nu este folosită la potențialul care este. Avem bibliotecă în Casa de Cultură, biblioteca orășenească, care ani de zile a luat locul întâi pe județ. Da, avem o, și doamna bibliotecară, da, de acolo. Este foarte inimoasă, foarte, da, ambițioasă.
Deci sunt resurse, sunt, dar nu sunt valorificate la, la nivelul care ar trebui. Trebuie și în ceea ce privește activitatea culturală, educativă, sportivă. Domnule, domnule Păduceanu, da. Să zicem că acum noi asta ați fi primar. Exact. În funcție. Facem așa o mică. Tineri în oraș, tineri care săraci și ei s-ar distra, ar face și ei ceva. Adică dacă le cerem tinerilor să nu plece, atunci ce le oferim? Noastră ca primar, prin aceste instituții de care vorbiți, prin altele care ați vrea să le faceți, gen bazin să terminați, gen nu știu ce, nu știu cum, ce ați face? Ce măsuri ați lua? Adică, măi, tinerilor, nu mai plecați, mă, din oraș, că uite, vă creăm noi la Petrila și timp liber și locuri de muncă și nu știu ce. În primul rând... Dar concret, nu povești. În primul rând, așa cum am spus, ca și locuri de muncă pentru tineri și mai bine plătite la primărie, putem prin două posibilități să le asigurăm, odată prin societatea Consiliul Local și prin investițiile care le vom face în oraș. De asemenea, este imperios necesar să sprijinim investitorii locali, să-i sprijinim prin facilități fiscale, prin concesionare cu preț, dacă se poate, zero la terenurile necesare pe o perioadă de până la 5 sau chiar 10 ani pentru terenurile pe care le doresc pentru desfășurarea sau inițierea unei investiții, iar în ceea ce privește activitățile culturale, educative, distractive sportive. Și așa mai departe, sportive, odată să nu fim de acord cu vânzarea sălii de sport, dimpotrivă cu modernizarea ei, cu modernizarea bazei sportive Interpetrila, cu multiplicarea și amplificarea acțiunilor la Casa de Cultură, la Căminele Culturale, pentru că avem, așa cum am spus, cu dezvoltarea turismului, finalizarea în cei 4 ani de mandat, finalizarea domeniului schiabil Șureanu. Adică, eu zic că măcar doi stâlpi să se pună și tot timpul. Deci este posibilitatea să se finalizeze în cei 4 ani, pentru că doar atât trebuia. Instalația de telescaun era depozitată în domeniul schiabil Șureanu Alba. La vârful Șureanului. Eu am fost și am văzut acolo stâlpii și tot ce era necesar pentru montarea... Și acolo a ruginit, nu? Eu nu știu dacă a ruginit sau este conservată, dar adică inițiativa a fost, implicarea a fost, dar am fost... Ați plecat, n-ați mai apucat să faceți nu, nimic. Dar am fost pur și simplu blocați de către Consiliul Județean, de către Direcția Silvică din județ. Nu am fost sprijiniți pentru obținerea acelui teren de 30 de hectare unde să se amenajeze pârdile. O singură întrebare vă mai pun, foarte scurt. Cred că mai avem exact 2 minute. Poate nici atât. Restul o lăsăm pe data viitoare. Ultima, care va fi săptămâna viitoare, să știe și oamenii. Eu v-aș întreba atâta. Credeți că ați făcut greșeli în mandatele trecute încât oamenii să nu mai vrea să vă voteze, să nu mai audă de dumneavoastră sau să zică, bă, m-am săturat de ăsta? Deci acest lucru poate să spună cei care sunt chiar de rea credință, pentru că, sincer vă spun, acum cât am fost în campanie și am fost în majoritatea zonelor orașului, să știți că nu mi-au reproșat oamenii absolut nimica, majoritatea, că nu poate, sunt conștient că nu poate toată lumea să bată în palme pentru Păduceni. Asta e clar, partidul unic a trecut bineînțeles, vreme. Dar tot așa de bine pot să spun, să vă spun dumneavoastră și să mă uit în cameră și în ochii fiecărui cetățean, nu cred că l-am mințit pe nimeni, nu cred că l-am jignit pe nimeni, întotdeauna, așa cum scriam sau era scris și în pliantul respectiv, au avut ușa deschisă la primarul Păducel, au fost primiți în audiență și la primărie și pe stradă și oriunde ne-am întâlnit de dimineața și până seara, nu am fost comod, să zic așa, și îngânfat ca și actualul primar. Am știut să-mi respect programul de lucru, am știut să respect cetățenii și eu zic că numai chiar oamenii de bună credință
sau de rea credință ar putea să facă acel lucru. Da, eu vă mulțumesc, ne vedem data viitoare când vom spune ce s-a spus azi. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea de azi și rămâneți în continuare cu Capital TV și cu emisiunile de la postul nostru de televiziune de aici din Petroșani. Vă mulțumesc pentru atenție, un weekend plăcut la toată lumea. La revedere! Permiteți.